Reghinul se modernizează. Străzi vechi, dar care n-au avut niciodată asfalt, sunt acum în atenția administrației locale. Locuitorilor nu le vine să creadă că în sfârșit vor scăpa de noroi, praf și gropi. Mai mult, planul administrației locale este să pună la punct șanțurile și trotuarele. O asemenea investiție de amploare se face pe strada Aurel Vlaicu, situată în pantă și care face legătura între Toamnei și Iernuțeni. Pe strada Aurel Vlaicu din Reghin s-a turnat covor asfaltic, mai este de rezolvat problema canalizării pluviale și a trotuarelor. Foarte bună. Cum arăta înainte? E foarte rău arată. Deci aici este șogolul, dar a arătat foarte rău. Foarte rău arătat. Acum arată foarte bine. Se poate circula? Se poate circula ca lumea. Până nu se putea circula. Era numai glob și acum a făcut-o frumos. Una din marile lucrări de investiții se află în imediat apropierea cartierului Libertății, în zona bisericilor nou construite. Piațeta va fi amenajată pentru a putea fi utilizată atât de trecători, cât și de cei care vor să poposească în fața lăcașelor de cult. În zona piațetei din Libertății, lucrările sunt în plină desfășurare. Planul administrației locale este de a da o utilitate acestui spațiu, dar și un aspect plăcut, în concordanță cu zona importantă pe care o reprezintă pentru intrarea în municipiul nostru. Părere bună! Asta e foarte bună ideea, dar ar trebui să desfințeze mizeria asta de aici, de lângă pod. Da, e nenorocire. Noi stăm în bloc și câini, murdărie și ce este acolo, e nenorocire. E un lucru frumos pentru oraș și ne bucurăm foarte mult, mai ales că la biserica respectivă, la Catedrala Catolică, mergem curent acolo. Un alt șantier de lucru al administrației locale se află în zona Pieței Mari. Străzile vechi, aflate în pantă și care n-au avut niciodată asfalt, sunt acum modernizate spre încântarea locuitorilor. Aceasta este strada Morii, una dintre cele mai în pantă din municipiu. Alături este strada Garofiței. Aici, lucrările de reabilitare sunt în plin proces de desfășurare, dar vor mai dura, pentru că administrația locală intenționează să soluționeze problema scurgerii apei pluviale și a trotuarelor. Să-i transmitem un mesaj doamnei primar că a făcut lucruri foarte frumoase pentru orașul nostru. Noi stăm pe strada Garofiței și în sfârșit s-a asfaltat și strada noastră, locuim în oraș. Sunt încântată că se fac lucruri frumoase în oraș. Cum arăta? Slab. Și cum arată acum? Acum frumos. Să fie stradă faină. Până în prezent foarte bine. Mai trebuie încă să fac încă ceva la ea. Cum arăta înainte? Rău de tot. Rău, era murdărie și... Se putea circula cu mașină? Se putea circa, nu-mi poveste, că nu a fost grob ca să fie grob, dar totuși nu a fost așa frumos cum e acum. Totul mi-e frumos acum, să mi-e facă șanturile astea, dar suntem foarte mulțumiți. Lista drumurilor de modernizat în această zonă cuprinde până acum străzile Garofiței, Grădinarilor, Morii și Făget. Lucrările decurg greu din cauza inclinației, dar și a numeroaselor probleme care apar între timp și la care administrația locală caută soluții.